Ui, nu, mă duc și eu către Luxor azi. Asta e hurgadă. No, deci mă duc către Luxor, am autobusul la ora 3:30, am ora 12, deci mă duc către un restaurant, mai stau pe acolo, mânc, nu știu, mai pierd vremea pe aici până hurgada, am mă duc pe jos vreo jumătate de oră, o oră, după aia iau un taxi și poate mă duc la restaurantul ăla unde am mâncat cămilă, carne de cămilă din alea. Vă mai arăt și hurgada, arată mai bine în orice caz decât Cairo, deci nu, hai că o să vedeți și voi. Deci sunt zone de-astea mai făinuțe. Mă stați să vedeți mai încolo, lângă aeroport, de la aeroport în sus e mai nașpa. Aici sunt hoteluri de-astea de 4-5 stele și altcumva, nu? Acolo este un restaurant, gen patiserie din alea. Aici cred că au făcut pavajul ăsta, pietonal ăsta, destul de recent, că arată cam nou. Deci pietonal ăsta, am stat un picuț mai în față. Cred că am o terminat-o de câteva săptămâni. Eu când am venit aici, nu țin minte. Faza e, am sper să pună bănci, că nu prea sunt bănci pe aici. Asta am observat și în Turcia, în zonele turistice, nu erau bănci, frate. Nu înțeleg care e faza cu bănci. Pe aici iar e un resort de 5 stele, dar am observat că unele zone de pietonale, cum e asta, sunt făcute de hoteluri. Unele probabil de oraș. Deci în clădirea aia am stat prima oară când am ajuns în Hurgada. Și mă plimbam pe aici, dar mie nu mi s-a părut atunci că era gata pietonala asta. Sau cel puțin parte din asta. Să vedeți mai încolo că încă e în lucru. Nu uitați, zona asta se vede că e în lucru. Și se termină cam pe acolo, după iară numai murdărie, numai nu știu ce. Și zona arată tot mai în construcții pe aici. Mai bine, hai că iau Uber-ul, deja e ora 1 aproape. Mă duc și eu la restaurant, nu încă. Na, am ajuns la Moby Dick. Mi-am luat și ștavuc, cola, și supă de lentilă din aia, de, cum ai zice, am uitat. Nu, no. Uitați că a venit supa de lentilă, zice. Nu să vedem. Deci că e gulaș. Așteptam să fie de aia mai cremă, că din aia am mâncat până am. Nu, no. Hai că o bag și vedem. Mă, ce să zic, că e chiar bună, zici că e ciorbă de legume din aia. Ar mere cu smântână. Dar are gust chiar bun. Na, mi-a ajuns și ștavocul, ia fiți atenți. Pui cu french fries, o zis. Eu am crezut că or să fie făcut de ei cartofi, dar de împăcate nu o să. Na, hai că-l băgăm și... Dar tata arată bine. Măi, ce să zic, bunuț. Nu pot ce că mă impresionează, carne e destul de ok. Am dacă erau alți cartofi. Le-am mai dat și la mâțele astea. Na, sosul zici că e o combinație de tzatziki, dar mult mai light, așa. Nu știu, tzatziki cu tartar din alea. Ei, mi-am mai luat și o limonadă și după aia mă duc de pace. Ui, nu bine, am plătit vreo 90 de lei și hai că mă duc către stația de autobuz. Uitați aici, nu mai e așa mult trafic ca mine. Ne, chestii interesante aici. Vedeți, blocul ăsta e în construcție, da? Ultimele două nivele sunt locuite. Așa am văzut și în Cairo, da? Gen erau ultimele nivele nelocuite și până acolo erau toți proprietari ăștia. Deci locuia lumea în blocuri acolo în Cairo care nu erau finalizate. Ui, no, acolo nu-i go bus-ul. Am ajuns. Îi fac 4 ore până la Luxor și mă costă vreo 50 de lei sau 40 de lei, cam așa. Na, ne-am oprit aici în deșert, dar nu știu de ce, să luăm o pauză. Deci uitați-vă, e un fel de nisip și pământ și din alea. Da.
am ajuns în Luxor. Nani, hai că mă duc către hotelul meu. Mi-am luat un hotel de 4 stele, că n-am chefam să stau în cochețe pe aici. Sper să fie ok, eu știu, o să vedem. No, ăsta e Iber Hotel, 4 stele, hai să vedem. Primesc camera dublă superioară, ori îmi dau ăștia altceva. No, 2, 3, 4. Unde e? Aici e momentul adevărului. Hai să vedem ce am primit. Ce bineînțeles că nu e double room. Asta este twin room. Hai că mă duc jos să văd care e faza. Deci camera 9, 3, 2, 6 zice. Hai să vedem care. 3, 2, 5. 3, 2, asta cred că. O scare king bed, nu știu ce. Ok, asta e altceva. În partea casei. Da, am crezut că am uitat-o. Dar uitați-vă, asta e altceva. Vedeți, are și un hol din ăsta. Bun, bine, cred că am vedere la stradă. De fapt, nu prea am vedere la nimic, dar... Mă rog, să aici am colț. Nu văd nimic. Dar e ok, că măcar nu-s la stradă. Hârtie. Două straturi, cel mai probabil. Bineînțeles, două straturi. No, am ajuns în Luxor, stau 2-3 zile, nu știu nici, o să văd și mă duc am să mânc sau nu știu, hai că vedem. Nani, atâta m-am învârtit pe aici de numai, hai că mă duc aici la Chicken Bro să vedem ce au. Nani, hai că mi-am luat un meniu, 50 de lire, o costa vreo 12 lei. Mă, în altă parte nu am mers, că aveau niște scoruri acolo, te peste 100 de lire meniurile. Și am zis că vin aici. Hai că vedem cum a fi. N-au nis, ba, au sosul. N-au, în fine. Măi, ce să zic, e ok așa la foame, ketchup de ăsta, 50 de bani plicul. N-aș fi vrut să mânc amul din astea, dar nu prea am găsit altceva. Băi, n-am, mă, cam atâta pe ziua de astăzi. Ne-a luat căpșune și fistic și ne auzim mâine atunci. Na. Asta e priveliștea interioară și geamul ăsta nu se închide. Eu picat un cârlig care trebuie, asta e cârligul. Când am venit aseară mi-am dat seama că nu-l pot închide. Și să sperăm că nu se plimbă nimeni pe planchele astea să vină la mine în cameră. Nu. Bun, e cea, îmi place să mănânc aici. Astăzi sunt Luxor, nu știu unde o mânca. Merem să vizităm temple și tot felul de chestii și hai că pornim la drum. Deci fiți atenți, exact aceeași fază, mă. Vedeți cum ai pus WC-ul și ușa, nu? Deci, eu amu mi-am dat seama că așa sunt tăche hotelurile, mă, din Egipt. Stai pe WC-ul și ușa îți vine exact între picioare. Deci n-am mai văzut așa ceva, nu? Dai cu capul noaptea și din alea. Dar tăche ușile sunt așa, mă, se deschid pe WC-ul. Deci eu nu știu ce să mai fac, mă. No, hai că pornim la drum. Mi-a mai prelungit la hotel cu încă o zi, 48 de dolari a fost. Hai că mă duc către templurile astea de pe partea estică a Nilului, cum ar veni, adică pe partea pe care zi-o. Și mâine mă duce pe partea aia altă. Na, deci ăsta e Luxorul. No, no. No, no. Ah, și mi-a luat un bancomat, mă, mi-a dat țeapă, mă. Mi-a luat 50 de euro și nu mi-a mai dat înapoi. Stai că poate trecem pe lângă bancomatul ăla și vi-l arat. Deci ce s-a întâmplat?
M-am dus acolo să-mi facă exchange la bani. Bag banii, de multe ori îți dau banii înapoi că nu-ți pot schimba banii în lire. Și nu, trebuie să merg câteodată la 5-6 bancomate până găsești unul la care poți schimba banii. Am băgat 50 de euro. Bineînțeles, o să că nu-mi poate schimba banii, mi-o dat înapoi, dar nu ori ieșit din fanta aia tăți banii, știți? De obicei banii ies 2-3 cm să-i poți apuca, nu. Aici nu a ieșit. No. Mă uit acolo în fanta și văd că se ia 50 de euro și încerc cu degetele să-i scot și din alea. Bă, și nu i-am putut scoate, mă, că mă chemea să nu-i rup. Deci trăjeam de ei, dar nu trăjeam tare să nu-i rup. Păi un pic mai încolo. No. Bă, și s-a închis fanta aia, o tras 50 de euro și nu i-o mai dat înapoi. E Arab African Bank, ceva în genul. Bă, frate, ce țeapă mi-am luat, le-am trimis e-mail, dar mă îndoiesc serios că o să facă ceva. No, no, v-am mai zis de Orange că și aia mi-au dat țeapă la aeroport. Le-am scris acolo o reclamație, bineînțeles că nu au scris nimic înapoi, deci vai și amar. Am aduc la templu, ăsta e chiar aici în față, nu știu cum se numește templu, din Luxor sau așa. Bă, aici cred că sunt crocodili, mă. Deci aveți grijă, și scorpion, că e Egipt, deșert, nu? Deci la hotelul ăsta, undeva la parter, era bancomatul. A, uite acolo. Vedeți gangola, intrarea aia, unde e ud ăsta cu apă. No, thank you. No, no. Deci acolo, mă, uite unde stă ăla, frate. Vedeți, se și vede bancomatul. Bă, ce țeapă mi-a luat că... No, dar nu știu unde intru la templul ăsta, unde e intrarea, frate. No, cam asta e. Dar nu știu pe unde intru, pe la cortul ăsta alb. Da. Fii atent că am luat o caleașcă de asta, 10 lire. O să că mă duce până la intrare, că nu o găsesc, mă. Deci nu e la alb, nu știu pe unde intru. Ui, deci nu știu la ce m-a dus, dar muzeul mumificării, oricum vreau să ajung și aici. Bă, ce că e închis. Mi-a dat țeapă căruțașul, de la ora 5 se deschide. Dar tot n-am înțeles exact unde e intrarea, frate, la templul ăsta. Hai să mă plimb pe aici, cine știe pe unde e. Să hai că mă duc la Karnak ăla și după aia vin pe partea aia la tâncoace, nu știu. No, cred că imediat ajungem la templul lui Karnak. No, aici am el, Karnak templu, zice. No, am intrat, ne-o scanat de metale, din alea. Dar mi se pare ridicol că, de exemplu, autobusele care intră nu le scanează nimeni și tăi turiști din ele. Adică ce sens are, frate, să mă scanez pe mine care vin cu un ghiozdan versus să nu scanez lumea dintr-un autobuz 50 de persoane, știi? Adică n-are nicio logică. No, și aici cred că merem și plătim bilete. De la... No, nu, am ajuns. Dar nu știu unde îmi verifică biletele, că până am o... Nu mi-au verificat nicăieri. 200 de lire costă vreo 50-60 de lei. No, deci templul lui Karnak, ci că ar fi fost Ramses pe aici. Nu știu nici eu exact am care faza. Poarta templului. Nu știu, Ramses din ăștia. Eu am crezut că ei ori fost pe acolo, pe lângă Cairo, dar cred că o fă pe aici, pe un Luxor. Nu ăștia, cred că zlei pe aici și pe parte și pe alta. Sau nu, mă? Zberbeci? Wow! Bă, dar e cam mult de plimbare, m-am crezut că vizitez astăzi templul lui Luxor, templul ăsta, templul nu știu care, unde că deja au trecut o oră, două de când am pornit de acasă. No. Deci aici au verificat tichetele, biletele. No, ăsta e făinuț, pare interesant, e colonie de-astea de chiatră, de vedeți? Și-s destul de mare. N-am mai văzut așa stâlpi așa de groși până am. Hai să vedem. Bă, dar nu este nimica de mâncare, mă, asta e nașpa. Unde să mă duc să mă... Ne, Cleopatra cu pruncul la picioare. Bă, interesant templul ăsta, dar nu înțeleg de ce sunt așa de mulți stâlpi și puși așa unul lângă altul. Adică ce susțineau stâlpi așa, frate? Înțeleg dacă, nu știu, pui un stâlp aici, unul la vreo 20 de metri ca să susțină acoperișul, dar...
stâlp lângă stâlp, nu știu ce sens are, că frate, zici că e buncăr aici sau ce. Ne. Pă, unde mă bagam ăsta? Hai să ne grăbim, că nu chefam să pierd toată ziua pe aici. Îngheți? Mă, nu știu pe unde m-am băgat, am... Mă rătăcesc ca ce între templele astea. Nu-i nimeni, a, uite aici, mai e lume. Mai puteți vizita ruine de astea, dar este tot la fel, adică e templu, pac, pac, pietre una peste alta, niște figurine de alea de faraon și cam asta e ideea, nu? Cam asta e, aici văd că și-au făcut ceva piscină, nu? Cred că s-a scaldat. Da, nu, acolo la intrare e mai interesant cu coloanele alea, în rest. Că din astea, hai că mă duc înapoi. Bun, hai că ieșim și merem către templul din Luxor. Sper să fie deschis, că la 5 și că închid pe aici. Cel puțin asta îl închide la 5, de încolo nu știu. No, am ieșit. Aici nu este Uber în Luxor și am chemat un taxi prin aplicația lor. Care mai zice. Hai să vedem dacă a venit. Deci am venit cu taxiul și m-au lăsat aici. Bănuiesc că asta ar fi intrarea, nu știu. Hai să vedem. Hai că intre pe polițiști ăștia. No, mi-au zis să vin pe aici și să-mi iau tichet de nu știu unde. No, deci am intrat pe aici și tichet zice aici în față, la Luxor Temple. Bă, dar n-am băut, n-am mâncat, dai seama. No, am intrat, în sfârșit. Deci acolo intrarea principală și în stânga ei, în afară, vă luați biletul. 160 de lire aici, e mai ieftin decât dincolo. Acolo a fost 200. Hai că m-am săturat de templele astea. Hai să intrăm odată și apoi ieșim și gata. Alalalal, mi s-a părut mai interesant astea. Dar stai că merem imediat, numai să-mi fac niște selfie-uri. Ah, deci, e aceeași idee. Gen, intri, sunt statui din astea, sunt hieroglife pe păreți. Ah, vedeți, stâlpi de ăștia groși, ăștia sunt mai micuți, dar acolo în față zici că sunt mai mărișori. Aia merem să mâncăm, că mâncăm să părătam. Nimă că zice că Ramses. Nu știu de ce te tumblă lumea cu ghiz, gen fratei. Adică ce îți poate explica la un templu din asta? Aici sunt hieroglife, aici sunt niște stâlpi, dincolo acest niște statui, aici a fost Ramses, dincolo Tutankhamon. Și adică nu e, nu știu cât de complicat, gen frate, trebuie să-ți explic toată istoria Egiptului sau din alea, știți? Dacă îmi las barbă și îmi iau haine din alea mai largi, cred că pot fi și eu ghid pe aici. Vedeți, colonia, asta e, uitați, nu e greu, ne. Asta e intrarea în templu, acolo e templu și cam asta e ideea. Aici se plimba Ramses. No, vedeți? Intrare, aici făceau jerfe din alea, tăiau capre, oi, vaci, nu știu. Aici iară e o altă intrare în Copârșeu sau eu știu ce ori înmormânta pe aici sau poate era templu gen casa de vară a lui Ramses. Nu știu ce e asta. Deci, please do not enter, dar nu înțeleg. No, vedeți, aici e practic locul unde stătea Ramses și avea ședințele alea și se sfătuia și din alea. No, și cred că am ajuns la final, că da, atât a fost. No, bine, am gătat, hai să merem să mâncăm. No, am ieșit, pe aici e ieșirea, aici sunt biletele, acolo intrarea. No. Hai că mă duc la un restaurant, ci că e unul dintre cele mai cunoscute restaurante de aici. Am vreo 10 minute de mers pe jos. No, mă, I'm from Romania, we don't use euro. I don't need euro, sorry. Mai be later, mai Ferrari? No, no, no. Ah, vedeți că ăștia care-i faza, mă?
primesc de la turiști bacșiș, dar le dau tot gen câte un euro în monezi. Și știți că și la noi în țară nu poți schimba monezele alea la schimb valutar sau la bancă sau la nu știu ce. Și ei încearcă să-ți dea gen 10 monezi și să-i dai o bancnotă de 10 euro, știi? Sau vă dau 11 monezi de 1 euro și voi le dați o bancnotă de 10 euro. Da. Că ideea e că dacă vreți să le lăsați bacșiș, lăsați-le direct în lire egiptene, adică, sau în bancnote. Da. Degeaba le dați monezi, că după aia tot umblă cu ele să le schimbe. No, altă chestie, fiți atenți. Altă felul de fructe, mirodenii, dar nu prea au fistic, mă. Miros, fain, mă. Abia am găsit fistic aseară și nici nu era așa de bun. În Cairo atâta fistic am băgat. Am văzut acestea, sunt. Iau ceva de la asta. Cartofi. What is this? Potato? Potato? Da. How much one? Hello, hello. I need to eat. Yeah, okay. Okay. How much potato? Don't worry. It's you should be fresh. Hello, hello. What do you have here? No, packet. To go. Yeah, yeah. For another full and a No, no. Chocolate? No, no. Salt. Do you have salt? Asta cred că e cartof dulce și vă pune cu zahăr, cu ciocolată, ia să-mi pună sare. Hai să vedem. 25 de lire. Da, e cartof dulce. E bun. Bunut, bunut. Păcat că nu e cu carne. 7 lei, cam pe acolo. Tot timpul să întrebați prețul, că după aia vă trezesc că e nu știu cât. Hello, hello. No, m-am băgat pe cipul niște străzi. Nu știu unde. No, uite, la ăsta e șofra, zice. Hai să vedem, avem loc pe aici. Hai să vedem ce mâncăm, cât de scump e. Hello, hello, open? Yes, open. That way? This way. Thank you. Cam asta e meniul. Nu știu exact ce să-mi iau. O să vedem. Deci ăsta l-a recomandat, cofta, kebab, nu știu ce, ăsta o să-mi iau plus astea trei, parcă. O să-mi iau două gen. Cold mezes. M-am pus aici la masă, așteptăm să vină tăchii. Nu prea am lumină aici, dar mă rog. Nu ne-au venit. Mi-au dus un fel, dar cred că mai trebuie să-mi aducă și felul celălalt. Pită de asta de casă. Egipteană. Asta îți vine chelemea mici. Dă-te cu usturoi de numai. Roșiile astea sunt bune. Parcă sunt plute cu ceva. Mă, astea sunt cam cele mai bune vinete pe care le-am băgat până. Vinete pitice. Dar roșii astea face tot. Au gust de la bun. Dar bine, așteptăm următorul fel. Nu, mi-a ajuns mâncarea. Am crezut că la întreu mai trebuia să-mi aduc un fel, dar nu știu, o să vedem când noi plecăm. Hai că băgăm. No, asta e Egyptian rice, așa îi zice. Puiul chiar e bun. Și ăsta. Cofta. Mă, bunul ți-am întâlnit. Nu. No. Da, mâncarea e bună. Mai ales felul celălalt era peste medie. Ăla l-aș mai băga. Vinete și mai.
Na bine, hai că plec eu și mă duc de aici. Na, total vreo 60 de lei, cam așa. Și da, la Andreu nu mi-au pus felul celălalt. Poate nu înțeles. Bă, deci fiți atenți că am găsit cum să mânci căpșuni cât mai eficient. Le mânci în baie, partea asta albă, de exemplu, nu mânci, da? Și poate n-ai coș de gunoi sau aici arunci numai frunzele, știi? Nu vrei să arunci ce rămâne de la căpșună? Da, o muști așa, nu? Rămâi asta. E? Poc, înveți-o. Eu deja am mâncat aproape un kil aici. Ia, fiți atenți. Asta e stricată, înveți? Deci asta e stricată. Asta e bun, nu-i? Luați ăsta, numai că e stricat un pic. Poc, o spălați, aveți aici tăi, bucătărie, baie, tăi. Poc, o muști. Partea stricată, o rungi. Și ce mi-a dat ăsta? Mă, astea stricate? Nu. Speli. Ați prins ideea. Nouă, nouă zi și merem la Valea Regilor. Cred că merem cu feribotul pe Stănil, după aia iau un taxi, o să vedem. Hai să vedem dacă găsim ceva. Mă duc pe jos, dacă ce că pe aici aproape. Hai să vedem. Ei, mi-am pus și ochelari. Mama mia. Ei, acei templu. Mai sunt ăștia care încearcă să chetreacă ei cu barca lor, da. Ăla e feribot public, știi că e mai ieftin, dar e departe, mă, nu știu, nu? Te m-am uitat pe Google, dar nu le înțeleg, parcă. E vis-a-vis de muzeul Luxor. Hai cum vedeam unde-a fi. Așa-i făinus cu un Luxor, măcar ai pe unde să te plimbi seara, e destul de ok. Ia fiți atenți, croaziere din alea. Bă, pe mine mă cam apucă foamea, sincer, cred că o-i lăsa mormichele și mă duce în ceva restaurant. Am o ora două sau câte, 1:30, până ajung la morminte, până mă învârp acolo, să face seara. Ioane Caci, muzeul din Luxor. Vă băgați pe cipă de din jos. Asta e la vreo 100-200 de metri pe partea stângă, adică pe Nic. Ne, Bocarest. Bă, frate, fiți atenți, ăștia iară fac supe la plic aici. Și uitați la ce-i feribotul public, ci că e mai scump pentru străini, 5 lire, cam un leu, 2, ce-am păcut. Care-i? One ticket, 5? Un 15 de alegi de? No, no. A chipsut? Păi de-aia am chestit ca să drive. No. Nu se le hapnă aia scar, video. Yeah. Yeah. I'll see when I arrive there. Yes, because it's cross. Lasă-i abară. Haide-l. Lasă-i abară, că mă zici ora, că nu ai lăsat la abară. Ah. Abară, acțiu-și vă abu. Călim, mă, în călim. Nu, no, am început să pornim amune. No, bine, hai că am negociat cu unul să mă ducă cu 50 de lire până la mormânt, hai să vedem. No, deci ăsta cu alb e șoferul meu, hai să vedem. Ia, mă, ساعدت الباشر والله 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 زين والله ما شرط تقول ماشي برضه الله يسلمك يا مهندس برضه بتاخد عيوننا يا مهندس. You're a good driver. Me? Yeah. Yes, of course.
many years I'm a driver, many years. Yeah. Okay, so which one? This one? No, this one. Skoda? Skoda, no. Not this. Skoda, too much. Too much Skoda. This here, how much this here is Skoda? How much is Skoda here? Skoda, this Skoda? Too much. How much in euro? 2,000, 3,000? No. Egyptian, maybe 5. No, in euro. I don't know. No. Here, this here Egyptian, not euro. Yeah. This one? Yes. Okay. I'm going to name close or I'm going to Kings Valley now? Kings Valley, direct. Direct, okay. Okay. Skoda this year, how much? Skoda? Yeah. In Romania? Yeah. 2,000, 3,000 euro. This year, how much? This year, about Egyptian? Let me check. 53,000 Egyptian. Whoa! Expensive. Too much. I swear, can you wait for you? No, okay. No, look, man. I take you all day. 1 minute, all day. All. I don't. If you wait here, maybe I'll pay you. But I know. I can't promise. Okay. 1 minute. 1 minute. Everybody can. Don't pay. All day. I take you for 200. No more. No. I don't need. This, I just need a ride here. I take your time and after number close. After all, like half. No. Just take the money and I'll see. Okay. This one. All. Here, it's coming, all. No, just take this and... One, all. This one, all, and finish, all. No, all. This one... This, 1 minute. Okay. 1 minute. It's coming here. You told me for 50 pound. Yeah. You wait for you. After, I'm going to Hatshepsut, I'm going to Namnam close, I'm back. No, wait for me. 200. No, wait. Okay, 150. I don't want you 150. To. 150. No. 150. My friend. No. 150. I don't need you to. 150. My friend. 150. Just take the money. One minute. 150. My friend. Okay. Now. Okay, 100. 100. 100. My friend. Thank you. Maybe I'll be back and I'll give you another 50 to the ferry. 1 minute. You can wait maximum 1 hour and I'll give you another 50 back to ferry. I'm right here. Go. Okay. I'm right here. 50 back, okay? What time now? Maximum 1 hour. Now it's 2 o'clock and half. 2 and a half, yes. Yes. 3 o'clock and half? Yeah. 3 o'clock and half. Look. Here. Okay. Don't forget. No, I don't forget. Oricum nu stau mult, că mă duc până morminchele astea ca vodă până lobodă. Hai să văd unde îmi iau biletele. Dai bă, frate, de unde îmi iau biletele? My friend, tickets. Ticket? Yeah. Inside here. Dar where... Which way? Da, pe unde intru, frate?
No, man. Where is the entrance? Ah, okay, thank you. No, după cum ați văzut, mi-au dus ăștia un picuț, vreo 2-3 minute cu căruciorile alea, bine, gratis. Biletul costă 3 morminte, nu știu care salea, costă 240 de lire, vreo 60-70 de lei. Taxiul 50 de lire, vreo 12-13 lei. Bine, dar mă duc și înapoi, probabil de 50 de lire. Aici sunt catacombele astea, hai să le vedem. No, hai că te mă plimb pe ce, dar nu știu unde. E capătul, că deja m-am cam săturat. Ne, becurile astea sunt exact ca alea de pe Aurel Lazar din Oradea. Mă, nu le-a rupt nimeni aici. Apoi nu știu unde sunt clăghirile și... Dar cred că nu mă acopăr și ies. Mă pot băga? Ce să fac? Nu mă bag pe acolo. Sunt și ce? Șerpi sunt pe acolo. Le ia veninoși. Tomb of Tutmopsis. Nu, hai că urc pe ăsta și... Dar mi-a ajutat. Dar nu-i nimeni aici, nu știu ce. În fine. Bă, am crezut că e închis. N-am văzut zăbrelele astea, zic. Am urcat atâta. Nu știu de ce nu-i nimeni aici. Hai că... Hai, copârșeu. E închis, mă. Mai așa, mă. Ce-s asta? Mai pot. Mă, deja m-a dat gata. Mă, uitați-vă cât am urcat pe aici. Mamă mie. Oare asta e chiatră de pe vremea faraonilor? Bă, aici a pășat Tutmopsis. Sau cum îl cheamă? Tutmopsis. Hai să ne băgăm pe aici. Hieroglife. Să dai nimic. Sorry? Yeah, yeah, very, very nice. E mare, mă. Bune. You up here. It's looking beautiful. No, it's okay. Thank you. Whose tomb is this? Septa. Nice tomb. No, ați văzut, am cam cum e pe aici. L-am întrebat unde e Tebanul ăla, e un fel de templu, dar cică nu pe aici, trebuia să intru, ci pe altă parte. Deci vedeți că sunt mai multe intrări, cum ar veni. Cică e și Tutankhamon pe aici, dar cică trebuie să plătești 1000 de lire, ar veni vreo, nu știu, aproape 300 de lei. Destul de scump. Vedeți că s-am eu cerut tips. Bine, am o încercare să-mi explice, dar sunt prostii, dar dați acolo câteva lire și a scăpat de el. I-am dat 5 lire. Ați văzut că vrea să mă lase să mă urpă mormânt sau să mă uit acolo, da? Băi, frate, am vizitat un mormânt, am un bine, Teba sau Shiba, nu mai știu cine a fost aia, cu S ceva, au zis. Și cam asta e, aici mai Tutmopsis. Nu, no, sunt interesant cheamă chestiile. Le puteți citi pe Wikipedia. Hai că mă duc înapoi către mașina. Mă opresc să mânc undeva. No, deci e mult de vizitat aici. Deci nu cred că va ajung 2 zile, sincer. Am crezut că mi-ar ajunge, dar niciun caz. 4-5 zile bune ca să vizitați amănunțitat. Deci că-s multe aici, chiar sunt multe. În Cairo nu erau așa de multe. Hai că mă duc și aici la Ramses, dacă te l-am pomenit, ăsta e al 9-lea. Nu știu câți Ramses au fost, dar au fost destui. Hai să-i vedem. Bă, dar e cald aici, mă, mormântul ăsta. Ce, nu te lasă mai încolo? Ia, domnule!
No, în fine, e gol mormântul, deci nu e nimic acolo. Nu m-ați arată nici o fost îngropat, nu era în sistem. Cum aveau ei pensule, mă, să coloreze, să... Vedeți, aveau culori atunci, pe scolorate astea. No, am venit iară cu autobusele astea. Deci astea sunt gratis, nu trebuie să plătiți nimic. Pe aici ieșirea, zice. Mă, îmi iau apă la jumătate, că n-am băut apă de când am plecat de acasă. My friend, how much is one? Egyptian money or American dollar? Egyptian money 20 baht. 20? Egyptian baht, Egyptian. I'll give you 10. Where are you from? Romania. Oh, good people, 15 baht. Because you are from Romania. Look. No, no. Stone, it's my grandfather's work. It's something we need for family. You know how much this? I don't need. For five, all of them. Egyptian money. Oh, no. Believe? I don't need. Why? Thank you, my friend. Hey. Scumpă apa aici, nu zic. Dar asta e undeva la 5 lire în Cairo. Cred că m-au văzut asta. Dar vedeți acolo ce agitat e ce acolo. Iabani. Sorry? Iabani, car. Ah, Iabani. Cam de slucând. Yeah, yeah, I know. Small car. Yes. I told you I'm fast. Yes, where to go on ferry? Ferry, back to ferry. Not going to perhaps soon? No, ferry, tomorrow, maybe. Now you have time. No. It's hot. No, not hot. It's your cold. No, it's hot. Tomorrow I take you? I don't know, maybe. Lala, can you need my number? No, it's okay. This is funeral? Because it's here for man, for God. Die. Who? Yes, for man here, for die. Ah, die, yeah. Why did he die? Die this year because it's maybe for Corona. Corona? Maybe, because it's here maybe accident for car, maybe everything, I don't know. Yeah. I'm gonna say, this year Allah, this year Allah. Because this year Allah. Yeah. Is that finished? Deci aia a fost o înmormântare. I-ați văzut pe ea în mașină și că ar fi murit de COVID, nu știu. Ok, thank you, bye. No, bine, hai să merem la feribot. Deci 50 de lire încolo, 50 încoace cu mașina. Feribotul 5 lire încoace, 5 încolo. Vedeți, pe acolo coborâți și pe aici urcați. No, uitați că am luat un cal. Mă duc până la McDonald's, că sunt niște restaurante pe acolo. Și apoi vedem. 10 lire. Bine, n-am luat calul, am luat o căruță. Ok. One minute, I show you the tent. I know where it is, but it doesn't work. It's no. Right there, I know it. Yeah. Thank you. I wait you. Am fost aici la exchange-ul ăsta seară, dar nu funcționează, deja vă ziceam. Ui, nu, am schimbat. No. Curs valutar bun, fără comisioane, e aici lângă McDonald's. Da, am mers înăuntru, deci nu la bancomat. Hai că mă bag aici la Al-Sharabi, zice. Hai să vedem ce-au băieți. Nu vă pe nimeni pe aici. Nu știu dacă a venit cineva la mine. Hello. Thank you. Prețul e ok. Cam ca și la celălalt. Beef shawarma.
Cam astea sunt prețurile, nu știu ce. Trebuie păi să am o scumpe pentru, uitați, beef dishes, 100 și ceva, 200. Hai că văd, îmi iau ceva shawarma, bineînțeles. Vedem oricum. Îmi iau tahini și baba ganoush și apoi ceva shawarma. Na, a ajuns. Deci m-am luat tahini de alea și am uitat cum îi zice la asta, nu mi-am luat ceva, am zis ce, matbula sau nici eu nu știu ce. Așa, un mic antreu. Poate înfrângem tahini asta. Ca humusă. Asta zici că e un fel de legume combinate, cam asta. Un pic de ulei, posibil cu vinete. Așa combinate, mai destul de fainuț. Shawarma, thank you. Shawarma is fish spice, ok? Thank you, thank you. Ajuns și shawarmița. Deci beef shawarma. Adică shawarma de vită sau de oaie combinată cu vită. Mm. Hai să gustăm din tăci. Cartofiul are sătul de aia? Nu cred. Legumele astea cred că sunt înghețoate, vezi? Așa arată ca și alea înghețoate. Pe la medie. Îți mai dă și ketchup și... Nu. Nu, hai să mai înjem pe aici. Mmm. Ei, la foame mea. Mă, cărnița e bună. Are multe legume și condimentate. Mm. Dar legumele astea înghețate. N-ar o venit o pisică pe aici, nu. Altfel, da. Mm. Mortănel, zice. Pis. Făinuță. Dar am urs înfometat, nu-i pot dată. Asta este chiar și înfometat. Cred să înțeleagă. Am mai venit încă una. Da, mă, cam asta a fost. Ele mai bagă astea, zona galbenă pe la medie, nu pot zice că m-a impresionat. Undeva costă către 60-70 de lei, cam pe acolo. Deci astea sunt cam scumpe, pentru egiptenii scumpe, dar nu. Da, bine, mă, cam atât a fost pe ziua de astăzi pe aici cu Luxorul. Eu mâine mă duc înapoi către Hurghada, deci am mâncat alunecat și ne auzim data viitoare.